avem swap cu Simona Bujor. Nu are rost să vă mai povestesc poate chiar atât de multe despre Simona. Știți că suntem foarte bune prietene, atât pe YouTube, dar și mai mult în viața reală. Acum ceva timp mi-a spus ea că urmează să facă o colaborare de tip beauty swap. Mai târziu am aflat că e vorba de swap-ul ei cu Corina Ioan și, bineînțeles, Simona fiind atât de entuziasmată și noi fiind atât de bune prietene, făcusem deja colaborarea cu tagul despre parfumuri, mi-a zis, hai să facem și noi un beauty swap și eu eram, yeah! Pentru că, da, clipurile de genul ăsta sunt foarte agreate, dar noi nu am hotărât să facem acest beauty swap de dragul clipului, de dragul YouTube-ului sau mai știu eu ce, pur și simplu pentru că vrem să ne facem o bucurie una alteia. Așa că, aici am pachetul de la Simona. L-am primit astăzi în jurul orei prânzului și sincer vă spun, îl aștept de 2 săptămâni pentru că da, a durat atât de mult, dar drept dovadă că poșta română încă își face datoria. Pachetul a ajuns la mine în stare foarte, foarte bună. Nu uitați că acesta fiind o colaborare, clipurile noastre vor fi postate la aceeași zi și la aceeași oră, așa că nu uitați, dacă vedeți mai întâi clipul meu, să mergeți după aceea Fuguța și pe canalul Simone și să-i urmăriți clipul ei, iar dacă veniți aici de pe canalul Simonei, vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc vizionare plăcută în continuare. Mi-am adus aici acest cuțitaș de la Ikea și pur și simplu am să tai așa frumos capacul, ca să zic așa, cutiei, ca să îmi fie mult mai ușor să scot produsele din interior. Așa, ca și celelalte colaborări ale mele, aceasta fiind ceva mai specială, totul a decurs foarte simplu, ușor, frumos. Ceea ce vreau eu să vă spun încă de la începutul acestui clip este faptul că noi, în momentul în care am hotărât să facem acest swap, nu ne-am impus un buget anume, așa că fiecare s-a simțit liberă să-i trimită celeilalte ceea ce îi dorește sufletelul. Cum să vă zic, ne-am cam dat seama așa pe parcursul cunoașterii noastre aici pe YouTube cam ce produse îi plac celeilalte. Bineînțeles că ea văzând la mine anumite produse, eu văzând la ea anumite produse și nu doar că le-am văzut la ea, dar în mare parte cred că produsele pe care mi le-a trimis și ea și despre care am mai vorbit eu prin clipuri sunt produse la care eu nu am accesul aici în Danemarca. Și la fel și ea îmi spunea mereu că e dornică să încerce produse noi, așa că și eu la rândul meu am încercat să-i trimis Simonei produse ce nu se pot găsi sau cumpăra în România. Dacă ați ști ce emoții am și sincer aș vrea să fac așa odată cu mâinile și să întreacă toate emoțiile și să rămână la mine aici doar entuziasmul și bucuria de a desface acest pachetel. Chiar mai înainte am vorbit cu Simona și am spus, Simona mea dragă, pentru că așa ne place nouă să ne spunem una celeilalte, mă pregătesc să filmez clipul. Mi-am pus aici mult plastic din acesta ca să ajungă totul super, super ok. Oh, Doamne, și le-a pus frumos pe toate într-o cutie de cadou, Dumnezeule! Așa, nu știu câte dintre voi v-ați dat seama că între mine și Simona urmează o colaborare de genul acesta, pentru că noi ne-am mai scăpat, ca să zic așa, prin comentarii. Nu știu câte dintre voi ați fost atente și Simona chiar în ultimul ei vlog, în celebru vlog cu sarmale, trăiască sarmalele, vă arăta cum împacheta din cadouri și vă spune acolo că este pentru cineva foarte drag ei. Ei, eu sunt acea persoană. N-am știut azi așa cum să mă aranjez, cum să mă pregătesc. Dimineață, fără să știu ce va urma să fac eu astăzi, adică să filmez, pentru că vă dați seama, nu aș mai fi avut răbdare să stau cu pachetul în casă, așa cum draga Simona face de aproape 2 săptămâni, mi-a zis și azi dimineață, of, aștept să primești și tu pachetul, pentru că, sincer, nu mai am răbdare, stau cu pachetul de la tine la capul patului și abia aștept să-l deschid și să văd ce am primit acolo de la tine. Așa că azi dimineață m-am îmbrăcat cu acest tricou și nu știam dacă să mă schimb acum înainte de filmare sau nu, dar l-am lăsat pentru că eu sunt o inimă toată. O inimă foarte mare, așa întregită într-o prietenie frumoasă cu Simon. Așa. Produsele se află în punguța asta așa super, super frumoasă. Și haideți să vedem despre ce este vorba. Știu că Simona mi-a pus aici și o scrisorică. Uite, scrisorica e aici. Hai să vă citesc scrisorica. Draga mea prietenă, vreau să știi încă de la început
cu atâtea emoții acum când îți scriu și știu că ai avut emoții, Simona, și Simona chiar mi-a lăsat un mesaj în timp ce îmi scria această scrisorică, că atunci când eram tânără și scriam scrisori prietenului meu de atunci și soțului meu de acum, care era plecat în armată. Trebuie să știi că sunt foarte mândră de prietenia noastră, care abia a început timid, dar sigur, pentru că îmi place să mă înconjur de oameni de la care am ce învăța, iar tu ești un izvor nesecat de forțe, a iubirii, de iubire, inteligență, modestie și multe alte calități. Dumnezeu, deci Simona, am niște emoții de nu te văd în fața altfel. Așa. Aici de fapt un caietel. Doamne, ce frumos e. Uitați, hai să vă arăt și vouă. Așa. Așa, la un loc. Mă fericesc pentru momentul în care ți-am scris primul meu comentariu. A fost un moment magic și de acolo lucrurile au decurs normal, ca și cum ne-am fi planificat să se întâmple asta. Și într-adevăr așa este. Vă doresc și vouă ca măcar o singură dată, măcar o dată în viața voastră să aveți șansa, ocazia, nu știu, de a crea cu cineva o asemenea legătură cum există între mine și Simona. Pur și simplu acel sentiment că ne cunoaștem de o viață e wow. Și vorba Simonei, când mai spunea ea la un moment dat, suntem una alteia sora pe care nu am avut-o, pentru că eu am doar un singur frate și Simona și ea la fel are doar un singur frate. Mai departe, tu ai fost cea care mi-ai ajutat în fiecare clip de al tău și să mai cresc cu câțiva subscriberi și pentru asta îți mulțumesc de mii de ori. Suflet bun și frumos, nu pot exprima în cuvinte tot ce simt în legătură cu prietenia noastră, dar fi convinsă că o să-ți demonstrez în fiecare zi a vieții mele Doamne. Simt că am găsit în tine prietena de care nu am avut niciodată, pe care nu am avut niciodată și care nu se lăsa așteptată. Nu vreau să friu prea mult, nu vreau să te țin prea mult în suspans. Știu că ești nerăbdătoare să-ți deschizi cadoul pe care ți l-am făcut cu atâta drag. Vei găsi aici produse pe care ți le-ai dorit, de care am aflat în videourile tale și pe care ți le-am cumpărat, gândindu-mă permanent ce impresii îți vor face. Am pentru tine și un opis în care am notat produsele, fiecare având câte o mică descriere, după care va trebui să încerci să ghicești ce se află acolo. Acestea fiind zise, te las să deschizi coletul și abia aștept să-ți văd reacțiile și îmi doresc ca fiecare produs să te mângâie, să te resfețe și să te bucure. În definitiv, îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi te-a adus în viață. Of, Doamne, Simona! În viața mea și sper ca prietenia noastră să rămână sinceră, frumoasă și dezinteresată până la moarte. Te pup și te îmbrățișez de mii de ori și abia aștept momentul în care să ne putem întâlni și în viața reală. Și eu la fel, Simona, aștept cu nerăbdare. Mi-am promis că nu o să-mi dea lacrimile în clipul ăsta și mi-am promis că nu o să plâng, pentru că nu este decât un mare și uriaș moment de bucurie acesta. Bun, așa, hai să trecem peste momentul ăsta așa emoționant și am ajuns la opis. Simona mi-a zis că fiecare colețel este notat cu un număr, iar eu va trebui să caut acel număr în opis și, așa cum am știți mai înainte, eu va trebui să ghicesc. Pur și simplu voi lua de aici câte un pachetel. Dar hai să vă mai arăt încă o dată, da? Așa arată ele aici în punguță. Foarte frumos aranjate, foarte frumos împachetate. Haideți să vedem ce număr am extras eu aici. 15. Ia să căutăm. Învăluire de vară în optimism și fericire. Nu pot să-mi dau seama. Un parfum. Nu cred! E parfumul pe care eu mi-l cumpăr. Simona! Hai mă, cabotin du gre! Apă de parfum 100 de mililitri. Vă dați seama că le fac acum, nu? Dumnezeule, Simona, îți mulțumesc din suflet. Doamne, e divin. Îți promit că în momentul în care ne vom întâlni, voi avea pe mine parfumul ăsta. Pentru că așa, pur și simplu când îl miros,
Văd în fața ochilor cum te țin, cum te strâng în brațe. Așa, primul produs, o, doamne. Încă un pachetel. Sper să nu se întunece afară. 3. Și avem la numărul 3. Răsfăț uleios cu cocos pentru corp. Gata, asta știu ce e. E uleiul în loțiune de la Nivea, Dumnezeule, pentru că l-a lăudat atât de mult. Și am zis că și eu îmi doresc. Wow, dar ce mare e recipientul, Dumnezeule. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Haideți să-l desfac un pic. Vă dați seama că nu am răbdare, da? E divin, miroase a vară, miroase a vară și e frumos. Pupiți Simona, mai departe. Numărul 14. Culori superbe pentru ochii tăi și mai superbi. Bănuiesc că nu iau ciocolată așa cum s-ar simți aici. Și eu zic că e o paletă de make-up. Acum, știți care a fost avantajul Simonei? Faptul că eu am filmat și am postat clipul acela cu ce produseam în wishlist. L-am filmat cu mult înainte de a, ca noi două să discutăm despre colaborarea noastră, despre acest swap. Da, clar, mă așteptam să fie paleta asta de la Makeup Revolution Sofix Ultra Eyeshadows. Haideți să vedem, să desfac și plasticul. Iar ea, evident, s-a inspirat de acolo. Chiar a lăsat și un mesaj spunând că i-am ridicat mingea la fileu. Clar, asta am făcut și zic eu așa, Simona a avut un avantaj în această privință, pentru că eu a trebuit pur și simplu să ghicesc, ca să nu vă mai spun că am, în momentul în care noi am hotărât să facem acest swap, eu am dat înapoi și am citit toate comentariile lăsate de Simona la toate clipurile mele, ca să văd cam la ce produse a făcut ea referire și ca să-mi dau seama așa cam ce ar vrea să-i trimit. Aici e paletuța. Oh, Dumnezeule, e superbă, superbă, superbă. Ah, abia aștept să creez machiaje cu paletica asta. Mulțumesc din suflet, Simona. Ești o scumpă, o dulce, nu am cuvinte. Trec mai departe. Așa, stai că am scos două pachetele. Numărul 9 cred că e aici. Produs pentru față care, din păcate, nu șterge chiar tot. Liniile fine, de exemplu. Ok. Cred că e ceva pentru ochi, clar, dar hai să vedem. Un burețel conjac de la Evelyn. Da. Eu iubesc bureței conjac, îi am și eu în colecția mea, dar de la Evelyn chiar nu am avut niciun fel de produs, pentru că vă mai spunem și în alte clipuri, nu găsesc, nu avem magazin de mei aici în Danemarca. Mulțumesc, Simona! Și mai am aici, scrie pe pachetel 10 plus 11 și avem așa, sunt numai lapte și miere cu tenul. Ok. Presupun că ar fi o mască pentru ten, ceva ce are și lapte și miere. Ia să vedem dacă am dreptate. Asta o să fie un tip așa cu foșneală, cu una alta. Mi-au mai trecut un pic și emoțiile. Ia să vedem. Măști de la Balea. Și avem așa o mască Balea cu miere. O mască peel off. Wow. Și Balea Vital Touch Mask, o mască de tip șervețel cu provitamina B5, ulei de argan, acid hialuronic. Super. Asta e prima. Mă rog, în ordine inversă în care v-am citit. A doua. Și a treia, super, abia aștept să mă răsfăț cu măștile astea, mai ales că eu în perioada asta filmez un clip în care testez măști și abia aștept să le testez și pe aceștia și bineînțeles să vă spun și vouă care sunt părerile mele despre ele. Aici, așa după cum se simte, aș spune eu că e un gel de duș și bag mâna în foc că e un gel de duș de la Balea. Pentru că ea știe că îmi plac foarte mult și că la fel nu am de unde să mi le iau. Fel de fel de arome pentru răsfățul corpului.
Ia să vedem ce aromă este, pentru că v-am zis, nu-mi dau seama despre ce este vorba. Așa. Wow, Caribbean Feelings cu cocos. Ia uitați aici ce minunăție. Simona le-a pus draga de ea și scoci ca să nu se desfacă, să nu curgă. Nu a curs nimic, 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 Simona. Nu a curs, toate au ajuns într-o stare perfectă. Dacă ați ști cum miroase, a vară, a plajă, nu că de cocos, a... Ah, minunat, minunat. Așa, hai să mai bag aici mânuța. He, așa, aici, după cum se simte, așa, parcă ar fi o cremă pentru mâini, poate. Numărul 2, puțin acid pentru mâini. Oh, gata, știu, de, știu, 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 știu. Dumnezeule, e crema pentru mâini cu acid hialuronic de la Balea. Da, 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 clar. Eu am văzut-o pe aceasta la Larisa Irimia și la fel a fost un produs pe care vi l-am prezentat în clipul meu de ce produse am în wishlist. Și pe aceasta la fel Simona a lipit-o foarte bine cu scoci. Am dovedit să o desfac. Mi-am dat și pe nas. Am pe aștept să, să mă răsfăț așa, să mă răsfăț cu, cu toate produsele de la, de la Simona. Are miros foarte așa delicat, ușor verde, așa parcă pare mirosul. Super, super, mulțumesc, mulțumesc încă o dată, mulțumesc din suflet, Simona. Așa. Încă ceva micuț aici, numărul 1. Ceva mătăsos cu nume de fată cu care vei avea cel mai frumos chip. Ok. Ceață totală. Ingrid! Nu să cred! Mineral Silk and Lift Makeup Foundation. Un fond de ten de la, de la Ingrid. O, Dumnezeule, Simona! Da, la fel, produse Ingrid nu găsesc aici. Nuanța este 30 Natural Beige. Sincer, nici nu mai are niciun fel de importanță dacă o să mi se potrivească sau nu nuanța. Ba da, o să mi se potrivească. Să mi se potrivească mai mult, ca sigur. Super. Ia să vedeți cum s-a blenduit. Super, super. Și chiar are acoperire, pentru că mie mi se cunosc venișoarele astea aici. Doamne, mulțumesc, Simona, mulțumesc din suflet. Abia aștept să fac un clip și în care testez produse de la Simona. Ia să vedem ce număr am nimerit aici. 12. Ce? Aur românesc pentru tenul tău. Hmm. Cred că și aici știu despre ce e vorba. Da, da, da. Elmi Plant Acid Hyaluronic. Hyaluronic Gold Serum. Da, Simona, ești o scumpă, ești o deosebită, ești... Nu mai știu, nu mai știu cum să-ți spun. Eu îmi doream foarte mult serul ăsta cu acid hyaluronic. Am avut de la Elmi Plant serul cu colagen, care mi-a plăcut destul de mult. Și îmi doream neapărat să testez și acest ser. Super, ia uite ce e aici. Oh, sunt așa de bucuroasă și de, și de fericită. Mulțumesc din suflet, draga mea Simona. Abia aștept să, să-l testez și să-l introduc în rutina mea de îngrijire a tenului. Mai departe. Aici e ceva micuț, pare a fi un ruj sau un... Nu, mai gata, gata, știu. Da, hai să vedem. Da, 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 da. Pentru că aici a fost un mic spoiler din partea, din partea Simonei, produs pe care nu ai, nu ai așteptat să-l primești. O, oh, Doamne! Da, este Maybelline Superstay Ink Crayon. Așa, însă, din fericire, este o nuanță pe care eu nu o am. Eu am nuanța 15 Lead the Way și 35 Treat Yourself. Iar ăsta e 40 Love Louder. Superbă culoare, e un roșu așa portocaliu. Dacă reușesc de emoție să-l și desfac, ar fi minunat. Iar nuanța e superbă. Ia uitați. Un roșu portocaliu superb. Super, super și miroase super bombonicios. Asta v-am mai spus eu și la celelalte pe care deja le am. E super, mulțumesc, Simona, ești o scumpă, ești o dulce, n-am cuvinte, n-am cuvinte.
Așa, aici pare a fi tot un gel de duș de la Balea. Așa că haide să-l desfac, fără să-l mai caut în Opis. Sper să nu greșesc. Oh, da. Mystic Night, la fel un produs pe care l-am prezentat în clipul de ce produse am în wishlist. Haideți să vedem și cum miroase, pentru că l-am văzut lăudat aici pe YouTube, în special la Manuela Nedelea. Oh, ce bine miroase! E superb, e superb. E cu orhidee și mure. O, Dumnezeule, deci o să am o mare dilemă în seara asta când o să merg la duș, pentru că nu o să știu ce, pe care gel de duș am să pun mâna să... Să-mi fac bani în seara asta. Avem aici numărul 5. Haideți să vedem despre ce este vorba. Să strălucești în soare. Ok. Bănuiesc că ceva o loțiune pentru corp. De plajă. Strălucesc. Ceva poate care are particule. Balea, loțiune de corp, Copacabana. Yay! Balea, Balea Party o să fie la mine în casă, în următoarea perioadă. Da, 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 e o loțiune care e cu particule strălucitoare. Am avut eu la un moment dat ceva de genul ăsta, Doamne, am pus un pic și mi se întinde pe tot, dar nu contează. Cum miroase. Superb. Am mai avut ceva asemănător acum mulți, mulți ani în urmă de pe la Avon și știu că îmi plăcea la nebunie, dar numai să vină soarele, să pot să umblu așa, pentru că dacă ies pur și simplu așa în tricou acum afară, e un fric de mori. Mi s-a dereglat și inimioara. Așa. Deci e super și miroase atât de bine cu ulei de cupaciu și extract de fructe de acai. Super, super. Loțiune hidratantă cu parfum și extract de guarana. Formula ușoară, se absorbe rapid în piele fără să lase urme. Produs vegan, se aplică zilnic cu mișcări circulare, testare dermatologic. Super, super. 200 ml. Mulțumesc, Simona! Mă bucur ca un copil, vă dați seama, pentru că nu ai cum altfel când primești cadouri, sincer. Cred că am ajuns la ultimele două produse. Așa, ia să vedem. Un tub așa mai mare, care la fel pare a fi ceva, ori o loțiune, ori ceva. La fel, fel de fel, tot în din categoria fel de fel de arome pentru răsfățul corpului. Și mă gândesc la fel că poate să fie o loțiune de corp sau un gel de duș. Hai să vedem. Dermacol. Aroma Ritual. Gel de duș de la Dermacol cu ciocolată belgiană și portocale. Mie îmi place ciocolata la nebunie, așa că nu poate să fie decât de bun augur. Ia să vedem, să rupem un pic așa sigiliul pus de Simona. Deci v-am zis, în seara asta când merg la duș am nebunie, trebuie să-mi iau toate gelurile de duș pe mine și am să le desez pe toate. Oh, vine să-l mănânci. Miroase genial. Da, minunat. Deci îți mulțumesc, Simona, din toată inima. Din toată inima îți mulțumesc. Și să vedem, că acum am ajuns la ultimul produs. Și are numărul 4. Un produs buclucaș. Așa, cu puncte de suspensie. Mi-a scris Simona acolo. Ok. Dar de ce ar fi să fie așa cu bucluc? Oh! Cremă pentru stilizarea părului, pentru părul ondulat. De asta buclu, de la buclu, ca și eu zic buclu de la bucle. Da, măi, Dumnezeule. Pentru că Simona știe că eu urmez rutina asta de îngrijire a părului pentru părul creț și ondulat și asta a picat la fix, la fix. Ca să nu mai zic că tot acum în weekend prietena mea, de care vă mai spun eu că mai merge prin Germania, mi-a dus câteva produse de acolo și s-a mai reîntregit așa lista asta de produse care îmi sunt benefice pentru păr. Și loțiunea asta, da, crema asta, da, loțiune de stilizare a părului, am văzut-o și pe aceasta mult lăudată. Oh, ce frumos miroase, a piersicuțe. Oh. Super, super frumos, Doamne, și nu pot decât să-ți mulțumesc din tot
sufletul, din toată inima, Simona, ești minunată, ai știut fix ce să-mi trimiți. Bine, ți-am ridicat și eu mingea la fileu prin acel clip pe care, așa cum am zis, el a fost filmat cu mult înainte de, de a avea eu discuția cu Simona despre acest swap. Mă uit pe masă și nu vine să cred, Simona, ești deosebită, ești minunată și o să mulțumesc din suflet pentru prietenia noastră. Am ajuns la fundul cutiuței și nu-mi vine să cred ce produse frumoase, minunate, deosebite mi-ai trimis. Aștept cu mare, mare nerăbdare să apară clipurile noastre ca tu să fii desfăcut și tu deja pachetul de la mine și să văd care au fost reacțiile tale în momentul când ai desfăcut pachetelul meu. Eu sunt așa, dată pe spate de toate produsele pe care mi le-ai trimis, sunt absolut minunate, produse pe care eu oricum nu aș fi avut cum să am acces la ele de aici. Tu ai fost atât de scumpă și drăguță să mi le trimiți și nu mai am cuvinte, efectiv nu mai am cuvinte. Sunt așa de entuziasmată și mă aflu ca și cum aș fi într-o stare de șoc, pentru că de cele mai multe așa pățesc când sunt maxim de entuziasmată, iar la primul produs efectiv mai așa mi-ai tăiat mao, ca să zic așa, cu parfumul de la Gre. Hai să-l mai miros o dată pentru că nu mai pot. Vă dați seama, da? Și chiar am să mă dau cu el. Mă învălui așa în miresmele astea frumoase. Ți-am zis, în momentul în care am dus parfumul ăsta la nas, pur și simplu am avut așa un flash în fața ochilor că te strâng în brațe, așa că așa va urma să fie. Ce să vă zic, vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă mulțumesc că ați avut răbdare până la final ca să vedeți clipul meu. Dacă v-a plăcut, să-mi arătați cu un like, nu uitați să mergeți și pe canalul Simonei să-i vizionați clipul și eu bineînțeles că mă duc acolo prima, așa, și abia aștept să văd reacțiile ei. Să-mi spuneți ce părere aveți despre produse, dacă și voi le aveți, dacă și voi le folosiți, dacă sunt preferatele voastre. Eu cred că așa nici nu încape vorbă, toate vor intra în lista mea de favorite de lunile următoare, dacă nu chiar și la sfârșitul lunii iulie, pentru că vă dați seama că mă bag în toate, cât de curând voi putea. Și da, sper că am spus tot și dacă ați lăsat până în momentul ăsta, să vă spun și o fază super funny, pentru că eu am așteptat atât de mult timp acest pachet. Astăzi, în jurul prânzului, am dat de mâncare copiilor și în momentul în care strângeam prin bucătărie, având geamul rabatat, am auzit ușa de la intrarea în bloc și niște pași așa foarte apăsați că urcau scările, eu stând la ultimul etaj și m-am gândit, ăsta sigur e poștașul, clar. M-am dus la vizor, m-am dat pe vizor și l-am văzut pe poștaș urcând cu cutia mea în brațe. I-am zis că nu are cum să vină la altcineva, pentru că pe palier nu suntem decât două apartamente. Și m-am gândit eu așa că sigur vecinul nu are ce pachet să primească și am deschis ușa poștașului fix în momentul în care el, săracu, a vrut să bată. Și n-am mai apucat să zică el nimic, nici eu nu l-am salutat, am zis pur și simplu, dacă ai ști de când aștept pachetul ăsta, nu ai idee. Iar el era, săracu, dar da, i-am arătat entuziasmul meu din prima secundă. Doamne, deci nu am cuvinte, sunt dată pe spate de toate produsele, iar paleta e absolut superbă. N-aș vrea să mai lungez vorba aici, vă mai arăt toată paletuța. Asta este, abia aștept să fac machiaje cu dânsa. E nemaipomenită. Da, vă mulțumesc încă o dată că m-ați urmărit, vă mulțumesc că ați avut răbdare împreună cu mine să desfacem fiecare pachetel în parte. Eu am simțit emoție și bucurie și entuziasm la fiecare pachetel în parte. Simona, vorbim în privat mai multe, îți dai seama. Da, nu uitați like, share, subscribe și bineînțeles să ne revedem la un nou clip aici la mine pe canal. Nu uitați, dați făcuța și pe canalul Simonei. Până data viitoare, aveți grijă de voi, eu vă pup! Pa, pa!